Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Astăzi s-au cam oprit ploile și o să mai fac un tratament cu oleu argan. Ce să vă zic, a fost foarte bun, ținând cont că și tot ținând numai ploi, a fost destul de bun. Am scăpat în mare parte de afide, dar mai sunt câțiva pomișori care au dat lăstar noi, mai ales la piersici și văd că au început să reapară. Așa că vom mai aplica acest insecticid natural pe bază de ulei de nim. Foarte bun. Eu am fost foarte mulțumit. Este un pic mai scump decât cele chimice, dar asta e. Dacă vreți să aveți fructe și legume de calitate superioară și fără chimicale, trebuie să investiți un pic. Nu facem de vânzare, doar pentru consum. Legumele și fructele. Și o să folosesc, o să dau și un Crop Max, care după cum știți este un stimulant, un îngrășament foliar, 100% natural și ăsta. Se pune 15 ml, 20 de fapt la 10 litri de apă. Și acesta 30 de ml la 10 litri de apă. Voi aplica acest tratament și voi continua în 5 zile. Sperăm că nu mai plouă între timp, dar măcar le aplic acum și până la următoarea ploaie are un pic de timp să... Am cumpărat și un nou vermorel, aparat din ăsta de stropit, de la Gardena. Este 100 și un pic, nu mai știu exact, cred că 120, 130, nu mai știu. Și facem proba și lui. Trebuie foarte bine agitat înainte. Sunt foarte mulțumit de acest insecticid natural. Mai am și un fungicid tot de la aceeași firmă, tot natural, pe care o să-l folosesc în 3-4 zile după ce aplic ăsta. O cupă din asta are 10 ml, eu o să pun 3 cupe din astea de 10 ml. După cum vedeți, este destul de concentrat. Miroase destul de frumos. Nu are toxicitate foarte mare. Are un pic de toxicitate din cauza că este concentrat, dar este pe bază de plantă, nu este o toxicitate chimică, așa că totuși va trebui să purtați mască și ochelari eventual. Eu, ca să fiu sincer, n-am purtat, dar mai punem încă două cupe și punem Crop Max-ul după. Acesta este un piersic Caterina, e foarte rezistent la rapăn și bășicare și chiar și la afide, am văzut că nu prea se ia de el. O să-i dăm și lui preventiv. Aici am avut unul tot altoit, cred că flacăra, dar din păcate jos s-a uscat și i-a dat un lăstar, dar i-a dat din altoi, să sperăm că o să supraviețuiască. Acesta e un coacă, zi dăm și un pic. Crop Max oricum face bine. Este
foarte bună folia asta. Foarte bună folia de agrotextil. Ține buruinile departe și în mod natural pătrunde apa. Aici am cumpărat o căsuță din asta din metal. Acum 3 săptămâni, foarte bună. Cireș galben. Smochinul, dar ăsta nu prea are nevoie de stropiri. Cel puțin la mine nu a fost atacat niciodată. Aici avem un jujub. Acesta chiar nu are nevoie de stropire, dar pentru că am și CropMax în soluția asta, îi dau și lui un pic. E plin de floricele, sper să țină și fructele. L-am de 2 ani în pământ. Nu este altoit, este un jujub sălbatic. O să-l altoiesc, dar pentru moment mă mulțumesc cu el așa. Face jujubele mai mici, dar destul de bune și gustoase.